Pare ireal, dar este cât se poate de adevărat. Un soldat rus aflat sub influența alcoolului a încurcat drumul către baza militară rusească și a ajuns în tabăra ucrainenilor pare ireal, dar este cât se poate de adevărat. Un soldat rus aflat sub influența alcoolului a încurcat taberele și a ajuns pe mâna adversarilor ucraineni. Acesta a fost imediat capturat de armata lui Volodimir Zelensky și a explicat cum a ajuns la forțele armate ale Ucrainei. Acesta a recunoscut ulterior că s-a îmbătat și a nimerit din greșeală la forțele armate ale Ucrainei. M-am îmbătat, am luat-o puțin la stânga și am ajuns la forțele armate ale Ucrainei. La patru dimineața am mers să Adihnesc. am adormit așezat, m-am trezit din cauza exploziilor, tancurile, blindatele noastre deja săreau în aer. În fiecare zi suntem bombardați, noi deja am înțeles pentru ce ne-ar trebui nou toate acestea. La toți ne este frică, am băut puțin cu tanchiștii. Soldații ucraineni au trăit un adevărat șoc. Aceștia au observat un militar rus îndreptându-se spre tabăra lor și l-au capturat imediat. Se pare că soldatul rus se afla sub influența băuturilor alcoolice și a ajuns din greșeală în tabăra rivalilor. Acesta a explicat că a greșit drumul și a ajuns la forțele armate ale Ucrainei fără să își dea seama de acest lucru.